Sincer să fiu, când am venit un an în satul Moșului, am crezut că e o beală. Da, se pare că trebuie să mă energizez. Cred că o simți Moșul că varză și... Și chiar ciudat să promovezi o produsul ăsta, că știu foarte bine ce faci. Adică îți dă peste cap contorul de energie, la fel ca și cafeaua. Și nu e chiar cea mai bună alegere, dar în momentul în care ești varză, cam ca și mine, din punct de vedere a energiei și din punct de vedere a stării de bine, vorba din stare de bine, și trebuie să faci față unor provocări, recomand, într-adevăr, să utilizați o băutură energizantă și să aveți totuși grijă să o utilizați doar rare ori și în cazuri, să zicem, extreme. Pentru că, așa cum spuneam, nu e cea mai bună alegere pentru ficatul nostru. Nu e cea mai bună alegere pentru organismul nostru, pentru că avem o problemă după aia. Oboseala pe care o avem și o acumulăm, nu așa se tratează. Se tratează cu odihnă. Așa că, dacă vreți, sau dacă aveți nevoie ocazional, vă recomand. Sincer să fiu, abar n-am care prețul acestei explozii sau fie pozitiv. Dar, având în vedere că folosim doar ocazional, să zicem că ne putem permite și costul material și și costul vizorea sănătății, să-l utilizăm. Îmi pare rău că n-am fost un foarte bun advertiser pentru această băutură. Da? Ce se face? Am făcut și eu ce-am putut. Am putut că e o bere.